Salutare și bine ați venit la un nou episod de aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi ne uităm la debutul meu în echipa Politehnica Timișoara eSports, echipă ce reprezintă ASLU Politehnica, aflată în eșalonul al doilea al Ligii Profesioniste de Fotbal din România. Începem acest episod cu două meciuri amicale împotriva lui Academia Rapid. În minutul 13 ne aflăm pe un atac pozițional. Diva pe marginea careului pasează către Lazar, care centrează și reușim să scoatem un corner. Ne așezăm pentru cornerul ăsta, se încearcă o execuție a lui Alex pe colțul scurt, sare Narcis, mingea se înalță, iar Narcis urmărește mingea, reușind să o bage în poartă. Minutul 17, fundașul central deschide scorul acasă la Rapid. Mergem mai departe, minutul 18. Se face un atac pozițional al Rapidului. Bogdan schimbă partea pentru Sava, care dă mai departe către Coco, reprimește Sava, mingea în mijloc la Nicu, Edi scapă o minge, iar Nicu continuă spre gol, șutează din prima, o mică eroare a lui Edi acolo, o neatenție de fapt, însă pot să pun și pe faptul că a fost kick-off. Diva îmi pasează, iar eu îl servesc excelent pentru un tap-in. 2-1 pentru noi. Au fost golurile super, super rapide date pe fondul kick-off-ului în special. Minutul 38, Rapid scapă pe contra-atac, însă Edi, portarul nostru, face o paradă absolut minunată, minutul 45, din nou încerc o centrare pe jos lungă către Diva, însă fundașul lor central stă foarte bine pe poziții. Lazar pe partea stângă în bandă, pasează înapoi către Narcis, care schimbă jocul lung până la Butean. Butean pentru Iovan, primesc în centru, încerc să fac o piruetă să mă întorc, însă am fost faultat. Minutul 62, găsește Rapidul din nou un atac, însă Edi foarte bine acolo pe poziții, mingea fiind protejată după aceea de Narcis. Reușesc să nu mă intercalez cu Diva, pasez către Alex, șutează, ajunge Diva la minge și bară, o bară, iar acea sticlă minunată zboară pe teren. Minutul 82, Diva centrează, ajung la balon, încerc o pasă către Alex, însă foarte bine portarul Rapidului. Iar meciul se încheie în minutul 93 cu un șut puternic la scurt al Divei, însă din păcate nu a reușit să înscrie. Trecem acum către meciul al doilea. A fost un meci prim destul de echilibrat, cu faze de poartă și de o parte și de alta. În meciul 2 începem puternic, Adrian pasează către Diva către mine în centrul careului și la scurt puternic, era minutul 2 și reușeam să înscriem. În minutul 4 Edi din nou își arată aportul către echipă cu un save excepțional. Minutul 18, mă ia puțin valul, fac un tic-tic și șutez la scurt. Cred că dacă pasam în mijlocul careului ar fi fost mult mai bine. Alex în centru către Diva, în centru către mine și din prima cu un stâng bine plasat la colțul scurt, facem 2-0. Minutul 48, Rapidul are o lovitură liberă, bate Nicu direct în bara transversală, o ocazie foarte bună pentru Rapid. Adrian o aruncă foarte bine în față către mine, fac o preluare, pasez către Berni, bara transversală, una după alta, una foarte bună, ocaziile și de o parte și de alta. Minutul 67,
Mingea ajunge la Matusalem cu noroc și reduce din diferență, face 2 la 1. Din nou o lovitură liberă la care Eddie stă excelent, excelent în poartă și reușește să o scoată. Iar aici minutul 80, o pasă excepțională din partea mea, l-am văzut atât de bine pe Alex acolo, o diagonală la firul ierbii printre toți fundașii. Acum trecem la meciurile oficiale și la debutul meu oficial la Politehnica împotriva echipei din Mediaș, Gaz Metan Mediaș, și a reprezentantă a unei echipe adevărate de fotbal. Minutul 2, începem crispaț. Butean greșește o minge, iar Alex 96 face 1-0 pentru Gaz Metan. Destul de răvășiți după primul gol, nu am reușit să înțelegem ce se întâmplă. Chiar eu am greșit această pasă, această întoarcere înapoi. NND încearcă să intre în careu, Lazar încearcă o degajare, însă până la urmă mingea ajunge la Mihai, care face 2-0. Pe CDM-ul nostru l-a scos în minutul 3 din joc și s-a văzut această problemă. Diva reușește să reducă din diferență făcând 2-1. Aici foarte bine se retrage Diva, reușește să iau mingea, încerc să intru în careu, se poziționează pentru pas, însă nu acolo am pasat în jos către Diva. Minutul 36, Gaz Metan pe contra-atac, este letală acest NND. Nu iartă cu un șut năprasnic la colțul scurt. Minutul 38, pasă către Bernie. Bernie în careu încearcă un șut pe colțul scurt, însă nu a fost o țintă atât de bună. Eu la balon încerc un fines, însă Maldini se opune. Minutul 48, rămânem în atac. Reușim să recuperăm mingea, Bernie pentru Laichic, gol, primul gol oficial pentru echipa polistă, echipa din Banat. 3-2 pentru Gaz Metan în minutul 63, scapă pe o pasă simplă, un lung de linie, o centrare la firul ierbii în careu, absolut nu avea ce să facă. Minutul 67, o schemă, o încercare foarte bună, însă am fost prinși în offside. Minutul 78, scorul putea să devină mult mai rău, însă Eddie este acolo. Totuși, n-a fost un meci atât de dezechilibrat, după cum ați văzut și pe statistici, destul de... destrâns. Mergem la al doilea meci, Bucharest FC eSport. Sincer nu știu exact pe cine reprezintă ei. A fost un prim meci bun, trebuie să ne mai sudăm puțin între noi, însă este ok. Începem din păcate și acest al doilea meci. Primele minute sunt cruciale mereu și din păcate am luat gol în ambele meciuri oficiale în primele minute. Aici o pasă foarte bună a lui Diva pentru Paul, însă Instinct, portarul celor de la Bucharest, a fost foarte pe fază. Aici o degajare foarte bună, însă Eddie din nou este la avamposturi. Minutul 44, Baciu pentru George, Rădoi pasă la Dima și Eddie salvează din nou scorul rămânând 1-0. Și în ultimul minut al primei reprize, din nou Eddie foarte bine degajează excelent până la Diva, care aruncă în bandă către LCH, către mine, eu pentru Butean. Butean încearcă o centrare, Diva însă lovește mingea pe Cristian, cred că ar fi mers foarte bine la colțul scurt, iar Instinct prinde centrarea lui Adrian. Minutul 83, din păcate am avut un cartonaș roșu, aici din nou Instinct prinde incredibil mingea, iar la faza următoare, o lovitură liberă undeva în bandă. Minutul 86, un lob, Butean a încercat clearance-ul, a încercat degajarea, însă playerul
său s-a decis să bage mingea în poartă. Minutul 93, o centrare a lui Adrian Butean, este agățat acolo în mijlocul careului și primim penalti în minutul 93. Mi se oferă mingea, mulțumesc băieților, nu am cerut-o. Am bătut extrem de prost, extrem de slab. Noroc că am dat timed verde, iar mingea a intrat în poartă. Nici meciul ăsta nu a fost foarte înclinat către o parte. A fost un meci destul de echilibrat, a fost o balanță destul de vizibilă, însă cei de la București au avut un gram de șansă în plus. Noi în atac reușind să ratăm cu excelență, aș putea spune. Mă simt foarte bine aici la club, chiar îmi face mare plăcere și mă motivează să intru și la antrenamente și la meciuri. Sper să reușim să ne punem ideile, tacticile cap la cap cât mai curând și să începem să avem și rezultate. Rezultate fără muncă nu se poate, rezultate fără răbdare nu se poate. Totul trebuie să se facă pas cu pas. Aveți în descriere linkul paginii de Facebook a Politehnicii, linkul canalului de YouTube al Politehnicii și bineînțeles pe mine mă puteți găsi pe Instagram, Facebook și pe Discord. Linkurile le aveți în descriere. Vă mulțumesc, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o și bineînțeles, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat! Ciao! Și nu dau înapoi, fac pasul și mai mare. Eu sunt omul care-mi dă cea mai mare încurajare. N-am nevoie de milă sau de compasiune. Am nevoie de o minte clară să pot vorbi.